cu râsul ce? Am început de ieri așa, mi-am dorit foarte mult, el mi-a făcut faza aia cu florile. Și, na, mi-am dorit să mă apropii de el, dar el în continuare are un comportament ciudat, nu știu dacă ați observat. Ciudat în sens. Păi în tu stai mai mult că el, de asta zic, da, tu trebuie să ne detaliezi. Am stat și cu voi. Ei, nu la modul cum a stat cu tine. Asta nu, dar este că ieri ai stat cu el de mână, ai stat cu el de mână și când a venit Jado și te-a luat la dans, era așa puțin, el s-a simțit, cred că, super aiurea când, știi, așa l-am simțit eu feeling-ul ăla lui, că erau doi băieți care Bogdan spunea de tine. Foarte așa, bine, și Jador venea place să te pupe și bla bla bla. Foarte și bine. Te-a și chemat la dans. Și el dovadă că mă place. Și el te-a dus cu ușurință, dar tu trebuia să spui, nu pot să vin, pentru că acum sunt de mână cu băiatul acesta, vorbesc cu el și după o să vorbim. Nu, dar am simțit că nu e cazul să-l refuz, pentru că nu-i frumos să-l refuz. Și știu că se scura pe mine dacă-l refuzam. Serios acum, nu înțeleg de ce-i de râs. Nu, e, dar e depinde așa de chestii. Eu una dacă mă țineam de mână cu cineva și veneau care făceau caterincă. Asta mi se pare că nu-și respecti omul de lângă tine. Exact. Asta, de am râs. Ai zis că nu e normal să refuzi. Ba, da, e foarte normal să refuzi. Nu știu ce bateți voi, cum te-ai ținut de mână cu Andrei ca și prieteni. Așa mi-a permis să mă țin cu râsul de mână ca prieteni. Adică nu știu, voi ce ne-ați lăsat nouă de înțeles, era ca și cum ați fi curioși mai mult. Exact. Păi amici. Și tu cu Andrei la fel. Dar nu te compara cu mine și cu Andrei, pentru că noi chiar am vrut să ne cunoaștem. Adică părerea mea este că Jador a dansat în caterincă cu tine, iar Rusu nu a făcut-o în caterincă să te țină de mână. Aici e Jador! O să-l întreb și pe Jador lucrul ăsta. Pe ce să-l întreb? Ce atitudine ai tu față de băieți? Păi, ce poți? Ce ai? Vrei să ne certăm? Păi bune, că mă enervezi. Păi nu, mă, dar a fost niște chestii, decizia mea. Așa am simțit să mă ridic. Poate am vrut să-i văd reacția lui Bogdan, poate am vrut să-i văd reacția lui Rusu. E fix problema mea ce fac, nu? 2. 10. Auziți? Poți să-mi pui întrebarea, Bia? Auzi că ai dansat în caterincă cu mine. La caterincă ai dansat tu cu mine. Nu, am dansat și din plăcere, pentru că ești o fată super frumoasă. Unul la mână. Doi la mână. Nu am decât nimic serios, pentru că e Bogdan la mijloc. Și dacă nu ar fi fost Bogdan la mijloc, te-aș fi chemat la multe date-uri. Știu foarte bine. Și tu știi că eu știu lucrurile astea. Ok. Dar Larisa acum încearcă să interpreteze ea situația din punctul ei de vedere. Ești o fată că a fost de prost gust că m-am ridicat eu de lângă Rusu. Ești una dintre cele mai atractive fete din casă. Trebuie să recunoaștem minim asta. Am dansat cu tine din plăcere. Dacă nu ar fi fost Bogdan la mijloc, aș fi făcut mai mult. Dar pentru că e Bogdan la mijloc și cu Rusu, știu că nu este nimic serios. Nu. Ceea ce nu știu, fetele, e că eu am vorbit cu Rusu și mi-a spus în felul următor. Bia, fă ce simți. Fă ce simți și o să vedem ce o să fie. Dacă tu simți să faci dacă aia, nu o să te judec. Dacă este ceva între voi, între tine și Rusu, eu n-am știut și nu știu, nici nu ați arătat nimic. Păi, spune-mi că mi-aș fi permis să te chem la dans dacă ai fi fost împreună cu el. Că vrem să ne cunoaștem. A fost și gestul ăla cu buchetul de flori ale ele. Eu m-am supărat, nu știu ce. Ieri eu am început să ne apropiem puțin mai mult, dar asta nu înseamnă că sunt cu el sau că am obligații față de el. Nu știu, doar vreau să ne cunoaștem ca și prieteni. Da, eu n-am știut chestia asta, adică eu știam că din punctul tău de vedere, eu știam că tu nu prea vrei multe, gen că îl place pe Bogdan, din câte știu eu. Dacă tu crezi că vrei să rămâi cu Bogdan, poți să rămâi cu Bogdan, n-am nicio treabă. E alegerea ta. Înțelegi? Iar să bagă Jadură să-mi toate subiectul. Adică nu trebuie să interpretăm niște chestii. Stai puțin, și că nu e vorba de rămas nimeni cu nimeni. Ce dorești? Ce dorești? Cameră. Cine? Nu vreau să întreb. Da, că ea parcă îmi cheamă cameră pe râs. Cameră. Părerea mea este una super bună despre tine, ca să înțelegi. Dar știu dacă mai stau sau nu. Nu interesează. Dacă voi toate fetele credeți că Jador și Bogdan, du-te la tine acasă, care suferă după Simina și după Ana o să fie cu voi, vă înșelați amarnic, frate. Vezi că mă interesează. Care cameră zice da sau nu aici în casă? Ce să mă interesează? Ce să vorbești acolo? Părerea lui despre tine. Nu te interesează, nu? Care cameră zici da sau nu de aici din cameră? Părerea băi, îmi dă pedeapsă sau nu? Dacă mă duc în casă și ador acum, îmi dă pedeapsă sau nu? Dacă tu nu ai, gen, dacă tu ai fi simțit să ai ceva serios cu Rusu, probabil m-ai fi refuzat elegant. Bă, îmi cer scuze, dar nu aș vrea să îl supăr pe băiatul ăsta, nu? Bine, mie personal mi s-a părut ciudat în gală, vrem să ne cunoaștem, vorbim de flori și acum... Nu știu, mi-a asta, dar pe asta ați lăsat de înțeles, nu trebuie să te agiți. E părerea mea și toată lumea. Dar nu înțeleg unde e problema. Ai... Tu, fată,
oprește-te din a mă imita, cât una pe una în capul și mă ia capul. A fost un simplu dans. Nu mă mai imita pe mine, înțeles? Nu mă mai imita, nu că te oprești. Nu vreau. Dar vreau să te oprești. Nu vreau. Dar ce te-am văzut și nu-ți mai dat tu cu părerea despre mine. Nu vreau. Nu vreau. Da, dai. Dă-ți cu părerea unde vrei. Nu vreau. Uite numai despre tine. Bă, nu mai vorbim, mă, de mine. Bla, bla, bla. Ce aveți, mai? Mai ai ceva de zis? Păi asta ești, bla, bla. Ligia? Da. Poți să-mi spui punctul tău de vedere, te rog, nu mă deranjează. Eram aici la masă și noi, fetele, ne dădeam cu părerea. În momentul în care tu ai invitat-o pe Bia la dans, noi am considerat că gestul ei nu a fost normal, pentru că în gală a spus o chestie, plus că nu doar în gală, atât cât și aici, arătau că ar vrea ceva mai mult. Și să te ridici cu atâta ușurință să mergi la dans cu un băiat, din punctul meu de vedere și al Larisei, ni s-a părut ciudat. Și ea se agită fără sens. Bun. Înseamnă că nu are nimic de gând serios cu el. Vi s-a părut gestul ăsta poate deplasat? Dar când îmi spunea mie că vreau să-l cunosc, că îl simpatizez pe Iulian și s-a dus la Bogdan, ăsta ce mai a fost? Ăsta a fost, calunea, a fost drăguț rău. Încurci lucrurile. Mă auzi? Ce-am vorbit cu Rusu Bia. Și... Da, zilele trecute nici n-am vorbit cu nimeni. Bia? Da! Nu știu dacă fetele au fost la nunți sau la evenimente, dar se mai dansează, nu știu, prieteni între prieteni, chestii. Era o părere. Dar până la urmă voi erați împreună, nu înțeleg de ce atât tam-tam. Nu e tam-tam, tam-tamul face ea, noi ne-am dat o simplă părere. Dar nu-ți mai da cu părerea despre mine, tu chiar nu înțelegi, nu mai vorbi despre mine. Iar încep. Dacă așa am început să fac, așa am făcut, frate, nu, Mari. Pă bune acum, trebuie să dau 1000 de explicații de ce și de nu știu ce, să mă pui pe mine într-o lumină proastă, că ție ți s-a părut nu știu cum, dar nu mă interesează, frate, du-te și vorbește în grădină de mine și lasă-mă. Ați văzut și părerea lui Zador, era aceeași ca și a mea. Zador îți dă mereu cu părerea proste, nu prea gândi. Ne scrie chestia. Băi, frate, Zador a zis așa, băi, eu te-am invitat la dans, că ele au spus că, vezi, doamne, a fost doar o caterincă, că Zador a făcut mișto de mine. El a spus așa, băi, mi-a făcut plăcere să dansez cu tine, doar că între mine și tine nu are ce să fie nimic mai mult, pentru că este Bogdan și știu foarte bine de la tine și de la el că nu are ce să fie și probabil dacă nu era Bogdan, te invitam la date-uri, făceam mai mult pași spre tine. Asta a spus, dar de la asta până la spune că face și adormi mișto de mine, despre ce vorbim? Să nu văd mai mult decât un prieten și atât. Mă acuză de niște chestii care nu sunt adevărate. Eu nu mai vreau nimic cu el, înțelegi? Cine să se ducă acasă care nu înțeleg? Nu vorbeam de tine, vorbeam de Bogdan. Eu am auzit niște chestii cum că umblă vorba prin popor că el spune că nu sunt originală. Roxana are impresia că tu o copiezi, știi? Mai bun decât mine pentru tine nu găsești viața mea. Tu ai ceva mai mult cu Bogdan sau ai avut ceva mai mult cu Bogdan până să plece el? Da. Aș fi vrut să știu ce a fost, adică ce ați vorbit. Nu vrea 100% să plece, dar a trebuit să plece, să nu fac cuplu în casă, să am grijă de mine. A fost ceva mai mult între tine și Bia? Nu. De când vreau să te cunosc eu, vorbește toată lumea de tine. Toate fetele din casa cealaltă să nu-și facă speranțe cu Bogdan sau cu Jador. De ce? Că nu o să aibă cuplu cu ei niciodată. Așa e Bianca? Da. De ce? Da, am zis că nu vrea niciunul dintre ei cuplu. Ia să vedem ce face Roxana. Uite cum pleacă de pisica la poile și... Deci vrei să vii înapoi? Da, sigur că da! Ți-ai dorit să vină Ana înapoi aici în casă? Nu mai vreau pe nimeni. Jur. Eu trebuie să mă opresc să zic genul ăsta cu... Că din cauza... Că gen n-aș fi avut cum să am nimic cu Simina din cauza lui Zador. Cât de prost. Eu am crezut că gen... La modul, dacă spui așa și ești sincer, e ok. Dar sună interpretabil rău, ca și cum, adică dacă nu eram, te dădea alea, ți-aș fi da, făcut, dar... Da, exact, nu? Așa sună. Sună urât, sună ca și cum, gen, dacă nu eram eu, voi vă combinați. Ce ai văzut despre asta? Că gen, dacă nu eram eu, voi vă combinați, sau cum? Asta era părerea lui. A, a ta nu? Da, nu știu ce putea să fie, deci chiar nu știu, dar eu am spus și o repet că eu pe Jador nu le văd mai mult decât prieteni.
Și cum au fost fazele cu glumele cu tine și cu Jador? Adică, pe bune, îți permiți niște glume cu el. Eu am dansat cu el. Unde-i Ligi? Unde-i Ligi? Că ați vrea pe toate trei. Că ați vrea pe toate trei. Nu, fac față. Nu, stați așa. Tu nu știi ce discuții au fost. Lasă. Tu nu știi ce certuri au fost aici în casă. Că am văzut eu cine și cum vin astea două. Asta și Larisa să vorbească de mine. Nu înțeleg de ce, Larisa. Nu mă fac pe mine, domnișoară. Fac cupul, că am venit să fac cupul. Păi nu, nu să ai. Am vorbit la general. Nu pot să mă pun jos ca să vorbesc la general. Am vorbit la general. Ți-am spus părerea mea. Dar vorbesc la general, draga mea. Ba, dar poate îmi place. Eu cu mic în fața mea, că nu trebuie să mă faci pe că nu mă f***ți pe aici. A, bine, frate, zici. Drăguță. Femei mature. Pe hol erai, vai nu știu ce, vai nu știu cum. Și aici când ai intrat în casă, gata, ai început să arunci mine. De ce nu mi-ai spus și pe hol lucrurile astea? Doamne, arată-mă, da, frate, dacă știi că interpretezi, nu mai vorbi de mine. Nu-ți place nicio fată, nu că vrei. Ba da, îmi place. Nu-ți place. Ba da, poate îmi place. Atât de mult încât să faci cuplu cu ea? Normal că nu. Și atunci, dar ce mai zici că ce vrei să-mi placă din prima? Păi îmi place, frate, dar trebuie să-mi placă destul de mult să-mi plac, să fac cuplu. Și dacă zici Larisa, spun sare în cap. Ce am zis Larisa? Spun sare în cap. Nu, dar nu există, că gusturile tale sunt altele și nu mă iei pe mine cu vrăjeală. Știi ce-mi place la Larisa? Că e o femeie matură, da, știu și că... Deșteacă, da, da, știu că tu... Da, dar tu nu cunoști tare, de tot, da.